Elevii din Râmnicu-Vâlcea cu rezultate bune la învățătură vor primi burse școlare pe ultimul trimestru din 2019, anunță primarul Mircea Gutău. Consiliul local va aloca în ședința extraordinară de la finele lunii noiembrie peste 150.000 de lei pentru elevii cu note mari care învață în toate școlile din municipiu, cât și pentru cei care provin din familii cu o situație financiară precară. Deocamdată nu se știe numărul total al elevilor care vor beneficia de burse, doar că aceștia vor primi între 200 și 300 de lei. Banii vor ajunge la copiii care s-au clasat pe podium la Olimpiadele Naționale și la cei care au terminat anul școlar 2018-2019 cu media 10. Legea prevede felul următor. Ministerul Educației și Învățământul alocă sumă pentru aceste burse, iar primăria completează în limita bugetului pe care îl au. Noi am așteptat, ministerul nu ne-a acordat, am așteptat, s-a schimbat guvernul, am crezut că acordă actualul guvern, nu a acordat nici actualul guvern. Și atunci nu putem sta așa să ne batem joc de elevi. Am luat decizia cabinetului 29 noiembrie, banii pe care avem noi, în jur de 2 miliarde, 1.800.000, să nu mai știu exact, să le dăm bursă pentru cele 3 luni până la sfârșitul anului. Am considerat că putem acorda bursă celor care au fost la Olimpiadă și am zis că să le dăm în jur de 3 milioane de lei pe lună. Deci 300 de lei noi, da. Să le dăm celor care au luat la 10, au încheiat cu media 10 câte 200 de lei pe lună. Pentru că nu au primit burse școlare până la această dată, elevii au dat în judecată primăria Râmnicu-Vâlcea, iar primul termen al procesului va fi peste câteva zile. Elevii susțin că au dreptul la bursă toți copiii cu medii peste 8,50 și că vor renunța la acțiunea în instanță doar după ce vor vedea hotărârea Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea. Noi avem procesul pe 22 noiembrie și vom renunța la proces în momentul în care vom vedea hotărârea de Consiliul Local prin care se adoptă numărul și cuantum burselor, motivul pentru care i-am și chemat, de fapt, în proces. Noi vom fi mulțumiți doar în momentul în care se acordă bursele. Nu putem avea pretenția de a primi o sumă standard din moment ce în ultimii 3 ani s-au acordat 0 lei pentru bursele școlare. Motivul pentru care am chemat în instanță nu a fost faptul că e o sumă mică sau că nu e o sumă standard pentru că au acordat un buget local, doar că nu am primit încă informații cu privire la faptul, la modul în care se vor împărți acești bani. Adică nu contează că veți primi 300 de lei sau 100 de lei sau un leu? Nu, în prima fază nu. Deci noi vom fi mulțumiți doar atunci când vom ști că vom vedea cuantumul și numărul burselor și vom ști că elevii primesc o sumă de bani, indiferent care ar fi aceea. Ne spuneai puțin mai devreme că există o diferență între bursele de performanță și bursele școlare. Bursele sunt de mai multe tipuri, sociale, de merit și de performanță. Și, într-adevăr, e o diferență, pentru că bursa de merit se adresează elevilor care au peste media generală peste 8,50, iar bursa de performanță elevilor care au obținut premii la olimpiadele naționale și concursurile naționale școlare. Adică ar trebui să primească toți elevii care au peste 8,50? Da, toți elevii care au peste media 8,50, în lege scrie că se încadrează la bursa de merit și ar trebui să primească o sumă de bani. Știu că în județul, în Sibiu, e un elev care are media 8,50, dacă nu mă înșel, și el primește bursă. Și nu la vreo olimpiadă sau așa, la școală are media 8,50. Anul acesta, elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat au primit câte un stimulent financiar în valoare de 3.000 de lei, respectiv 4.000 de lei, conform unei hotărâri a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea. Cei 12 adolescenți din municipiu au primit stimulentele financiare în luna august a acestui an.